Domnule președinte, domnule comisar, în 2012 OLAF a deschis 423 de investigații, 198 în cooperare cu autoritățile din statele membre, 225 de investigații directe. Ne poate spune Comisia care este rezultatul acestor investigații la aproape 2 ani de la declanșarea lor? Pentru că de rezultatul acestor investigații depinde credibilitatea instituției, a bătăliei împotriva corupției și, în final, a Uniunii Europene. Printre aceste sesizări se numără și 20 de cazuri care privesc finanțarea prin proiecte SAPAR de România. Marea majoritate a acestor proiecte privesc agricultura. Din raportul autorității relevante române rezultă că într-un singur caz au existat suspiciuni de fraudă, restul au fost clasate, dar restul au antrenat falimentul companiilor care au fost investigate și care au atras aceste fonduri europene. În aceste condiții, își asumă cineva o responsabilitate în legătură cu fraudele, cu corectitudinea acestor investigații, sau suntem în prezența o deschiderii pur formale a unor investigații? Avem nevoie de reguli clare pentru că respectul față de cetățeanul european și inclusiv aici este prioritar.